Astăzi o zi de vineri, după orele mese ne-am pornit și noi la pescuit. Să vedem, să facem o experiență dacă cineva ne-a fugărit, fiindcă toate iazurile sunt privatizate. Lumea se plânge că sunt privatizate, nu ne lasă să pescuim un pește. Să vedem, am luat undițele și să controlăm. Larga Briceni. Suntem cu Ion, bodegardul la iaz. Super, super! Ce plăcere aici să pescuiește la acest iaz, pe malul iazului, auzând broaștele cum cântă. Fetelor, un cor, 2, 3. Всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не в попад. Я сама была такой, 300 лет тому. Noi toți când prășim, vrem să scăpăm de rugoz, așa o iarbă. Dar uitați-vă ce frumos înflorește această iarbă. Cine vă gândiți că distruge fauna la acest iaz? Numai iubitorii de flori. A, uitați ce flori frumoase. Flori de rugoz. Dar poate mă greșesc, dacă ceva scrieți în comentarii, cum se numesc corect. Mulțumesc! Am sliusuc și... o să fie o amintire de la... Bună ziua, mă aflu în satul Larga, prima oară mă aflu aici, foarte frumos. Lumea e destul de capabilă, adică am discutat cu multe persoane, multe plăceri am, într-adevăr îmi place. Și o cunosc pe doamna de la magazin care vinde, doamna... cum? Maria Sărăcuță. Maria Sărăcuță, da, doamna Maria Sărăcuță, super femeie. O doamnă de aur, am vorbit cu dânsa, mi-a lămurit cum e în sat, cum fiecare au tradițiile lor în satul acesta, au un fel din... este ceva interesant aici, veniți, veniți și uitați-vă, veniți și uitați-vă singurei cum e de interesant aici. Chiar nici nu m-aș duce, deci tare îmi place, tare îmi place, e super.